Lionel Messi a intrat definitiv în istoria fotbalului. Argentinianul a primit la ceremonia de la Paris al 7-lea balon de aur. La Pulga a devenit favoritul în cursa pentru trofeu după cucerirea Cupei America. Messi a marcat 34 de goluri și a dat 14 pase de gol pentru Barcelona, fiind goalgetterul la Liga, și și-a trecut în palmares Copa del Rey și Copa America, primul său trofeu major cu Argentina în anul 2021. Leo a fost desemnat și jucătorul competiției sudamericane, noul jucător al celor de la PSG, a luptat pentru trofeul cu polonezul Robert Lewandowski. Starul argentinian a mai luat balonul de aur în anii 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 și în 2019. La ceremonie s-a acordat și premiul pentru cel mai bun jucător Under 21, iar câștigător a fost Pedri de la Barcelona. Premiul Lev Yashin pentru cel mai bun portar i-a revenit lui Donnarumma, câștigător al campionatului european cu Italia. Cel mai bun atacant al anului a fost ales Robert Lewandowski, jucătorul echipei Bayern München. Polonezul a avut un sezon excelent, o adevărată mașinărie de goluri. Balonul de aur la feminin i-a fost acordat Alexiei Putelas, porteriță la Barcelona. Clubul anului a fost desemnat Chelsea, câștigătoarea UEFA Champions League.